Acești neutrino, de ce sunt atât de misterioși? Misterul este întotdeauna cel mai necesar element psihologic pentru dezvoltarea umană. De aceea spun că cel mai mare mister al tuturor timpurilor este Dumnezeu. Cel mai mare mister. Și întrevăd că cel puțin în următorii 3.000 de ani nu vom realiza prea mulți pași în direcția aceasta. Vor fi oameni care vor nega acest mister, vor fi oameni care îl vor exacerba, vor fi oameni care vor păstra o distanță, o atitudine realistă vis-a-vis de acest mister. Dar acest mister este ingredientul vieții. Deci este un mister mult mai mare decât neutrino. Însă, probabil că vom apuca să discutăm despre această emisiune când va fi să fie. Deci, neutrinii sunt foarte greu de detectat. În medie, se spune că doar un neutrino de la Soare va interacționa cu corpul unei persoane pe parcursul vieții acesteia. Ce înseamnă lucrul acesta? Este acea linie de ghidare care, dacă nu este folosită, nu se poate dezvolta. Deci, așa cum în domeniul biologiei noi spunem că funcția întreține organul, și în domeniul acestor energii joase, spunem că folosirea lor creează o magistrală de lucru, de comunicare între forțele înalte și forțele slabe. Din cauza faptului că interacțiunile cu neutrinii sunt atât de rare, detectoarele pentru aceste particule trebuie să fie mari, imense, aș spune.